Bună dimineața! Bună dimineața, cu voi Sergiu și Cristina. Noi nu numai ne odihnim. Da, noi și lucrăm aici și ne ducem să luăm filtre. Pentru apă. Pentru apă, filtru triplu pentru apă. Și punem mama aici că... Apa aici este foarte rea la robinet. Da, și ai cumpărat-o, e scumpă. Așa că să luăm filtre să... Și trebuie să o târâng. Să târâng sus. Să târâng sus, în jos, da. Vreau să facem o surpriză. Nu știi, noi ne ducem azi după filtre. Da. Acea lumea își lucrează altfel, că afară e mare, înțelegi? Și e cald. Da, da. Dispoziția e mult mai bună. Da. La Moldova de grab minus, dar aici încă e plus 30 de grade. Noi vini scaldăm. Ne scaldăm la mare. Noi am văzut astăzi pe internet la Moldova, e fricuț. Da, la moment în Moldova noaptea e 4 grade și ziua 16. Da, aici e 31. Ziua? 22. Am luat și filtrele. Vrem să vă arătăm și grădinița lui Alex unde a fost. Uitați-vă aici. E, nu se compar cu cei de la grădinița din Moldova, că e cea mai mică, mult mai mică. Dar e super, a fost super și aici. Ți-ai minte, mai mică? Câți lacrimi curs de la Alex? Da, aici da. El prima dată a mers la grădiniță și... A fost greu și pentru noi și pentru noi. Prima dată, da, e greu. Acum de mă avem pe Rian. Oh! Am venit să mâncăm. Așa, pe bucățică. Mamica, nu vrei să mănânci? Ha? Sunt multe, dar... Nu să mâncăm? Am venit aici într-un loc foarte super. Gustos. Încă așa femeile, nu vor să iei nix mănânci, pe urmă mănâncă mâncare al bărbat. Am gustat, gârșiturile. Da, eu vezi, am plănuit să mănânc tot sandwich. Și tu nu iei o gură, eu deja mănânc prin 95%. Și sucul ne-al bei. Du-și ție suc și sandwich. Aici alături au un magazin de pentru casă. Cristina tare fericită. Noi peste câteva zile o să plecăm în casă, e bardac și nu găsesc stand-ul care spun camera. Dar o să vă arăt așa. Deci am deschis filtrele. Avem așa o cheie. O cheie asta intră aici. Asta pentru a strânge filtrele. Nu-i comod cu mână, dar e ca așa pui cheia și strângi filtrele. Așa, hop. Ok, așa, hop, vedeți? Așa se strâng. Dar înainte de a face asta, trebuie să le scoatem. Să le scoatem din pelicula asta. Filtrele. Avem, uite așa, primul filtru. Avem al doilea filtru. Și fiecare filtru răspunde de cum curăță apa. Asta, primul filtru, este cel mai gros. El curăță în general așa rugina și nisipul și mai multe chestii. Am citit aici. Stați să vedem. Nu ți-o minte. Așa, primul filtru la noi este asta. FCPS5. Sediment cold water, adică el stops sand, nisip, rugina, sediments and impurities carried by water și diferite murdării care aduce apa. A doilea filtru este ST2, unde e ca asta? Este a doua stadie, two stage. Specialty type, iron, asta fieruri și moaie apa. Deci oprește fierul, filtrează fierul din apă și moaie apa. Și stadia 3 este BKDF. BKDF, uite acesta. Este a treia stadie, 3 stage. Este cu carbon activat, care polipropilen fibre, nu mai știu ce scrie aici, deci la fel, sand, rust, chlorin, chlorca, chlorini, nu știu cum se spune la noi, și organic substances, multe, adică acesta este
hydrogen sulfide lowers concentration of heavy metals such as mercury, lead, cadmium, arsenic, etc. Deci este cel mai bun filtru. Este și mai bun, care intră deasupra aici o membrană, tot așa un tub, sau cu două tuburi am văzut. Nu știu ce mai face și membrana aceea, dacă vedeți și aici. Este și așa cu două membrane și cu membrană. Deci tot un filtru deasupra care intră. Nu știu, noi în Moldova avem de acesta și e foarte super. Nu miroase apa nici a hlor, că nu are deloc mirosuri. Scoatem acum din peliculă toate filtrele. Aceste filtre, ele țin de la jumătate de an până la un an. Ca să fie efectiv, adică carbonul ăsta aici, el nu pur și simplu filtrează apa, el și o mestecă din filtru cu carbonul ăsta, deci să o moaie, să o facă. De asta se recomandează la un an de schimbat. Dar eu am văzut cazuri la niște prieteni care au ținut-o și 4 ani și la fel apa era curată, nu mirosea. Scoatem și a doilea. La noi acasă toate filtrele sunt așa, au așa carcasă de plastic, dar aici văd că primul e din sticlă. Asta probabil că să vezi cât se murdărește sau ce aduce apa. Așa, în al doilea filtru punem acesta, punem așa, cu asta în sus. Așa, și al treilea filtru, carbon activat, el are înăuntru carbon. Carbonul ăsta curăță apa și mai bine. Așa, punem aici și le introducem. Acesta este robinetul. Uitați ce super este. Am făcut aici o gaură. Și acolo de dedesubt o să efectuăm lucrări. Aici vedeți, deci am conectat robinetul ăsta mic. Deci dacă îl deschid o să curgă apă. Se pune el foarte simplu, adică se scoate asta, se adaugă asta și se pune. Deci asta era înainte aici. Se adaugă asta care vine în complet și se pune aici. Deci deja se meargă apa filtrului. Parcă am instalat tot. Hai să deschidem robinetul și să dăm drumul la apușoara noastră. Nu le-am pus încă la loc pentru că trebuie să ne uităm dacă tot lucrează cum trebuie. Dacă nu curge pe undeva apa. Așa, primul filtru s-a umplut. Acum merge la a doilea, pe urmă a treilea. Și pe urmă trebuie să ias pe aici. Am pus mâna și se aude aerul. Se simte aerul, adică se aude. Și trebuie să curgă pe aici. O, vedeți și neagră. Prima apă asta, carbunul acela care îl lăie. Acum ea trebuie să curăț 5 minute, după care o să fie potabilă. Cam așa, după ce verificăm toate astea că nu curg pe nicăieri, pe aici, pe aici, îl putem pune la loc, pe perete sau pe podea. Și beți apă sănătoși. Așa, haideți să încercăm. Apa este gata, am făcut curat, tot am strâns la loc. The truth time. Hop. Nu pot spun că e gustos, că apa n-are gust, dar diferență mare cu cea de la robinet. Nu miroase deloc a hlorcă. O bei cu cea mai mare plăcere. Rămâne să vie și mama, să vedem reacția ei. Cred că asta și e tare bucuros. Am văzut că mama vine jos și o să vedem dacă se observe robinetul. Cum așa am întrebat?
cabinet. Foarte așa. Ișio. Ișio. Ah! A, n-ai văzut-o? Tentă Pistevo! Eu, eu. Și deodată ai văzut-o? Da, mă, deodată a făcut bani! Că n-ai văzut, mă, și frumușel. Ai și știu ca oameni. La... Nu credeam să mai cumpere apă. Așa e bun.